Binecuvântat să fie mielul care a fost junghiat, care a murit și a înviat pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. Scriptura ne spune că și ne învață că atunci când venim în casa Domnului, când ne adunăm la oaltă, ne adunăm nu ca să ne facem mai răi, ci ca să ne facem mai buni. Deci eu cred că unul din motivele pentru care venim în casa Domnului, pentru care ascultăm cuvântul Domnului, este să devenim mai buni. Și mi-aș dori ca, la sfârșitul acestei slujbe, fiecare să poată pleca acasă mai bun decât a venit. Dar eu cred că nu numai pentru ascultători, sau nu numai pentru creștini, numai pentru caracterul lor, vrea Dumnezeu să devenim mai buni. Eu cred că și pentru noi, ca predicatori, vrea ca, în urma predicii, să fim mai buni. Să putem predica mai bine data viitoare, să predicăm mai bine acum decât a fost data trecută cântăreții să cânte mai bine data viitoare și eu cânta mai bine decât data trecută și așa mai departe. Și totul trebuie să fie un proces în care să ne desăvârșim, să facem toate lucrurile mai bune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem scripturile în Cartea Evrei, capitolul 9, citind de la versetul 11 până la versetul 26 pagina 1181. Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâine, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jetfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cucetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țap, cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Și a zis: Acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujba. Și după lege. Aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să înfățișeze acum, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Amin. Vă invit să vă reașezați. Trăim într-o lume care este lipsită de speranță. O lume care este plină de probleme. Și vedem pretutindeni necazuri, lipsuri, crize, conflicturi, conflicte, războaie. Vedem boli, epidemii, cataclisme, vedem accidente, vedem violențe din ce în ce mai multe, abuzuri, nedreptăți vedem discriminări, persecuții, moarte, iad. Sunt realități pe care le constatăm și întrebarea care ne punem este de ce? Oamenii se întreabă de ce? Și atunci când lucrurile nu merg bine, știți, noi când vrem să descărcăm criza asta responsabilități responsabilității, întotdeauna pe cine dăm vina? pe cine e cel mai mare? Cine e cel mai mare? Dumnezeu. El este vinovat. De ce dacă Dumnezeu este bun în răul? De ce Dumnezeu dacă este bun, dacă El a creat, dacă este perfect? De ce a creat niște lucruri care se strică? De ce se întâmplă atâtea? Și oamenii dau vina pe Dumnezeu pentru că abordează problema într-un mod greșit. Și oamenii nu vor să descarce deloc responsabilitatea pe ei. Însă Dumnezeu a scris în cuvântul său și ne-a învățat în cuvântul său de ce se întâmplă toate aceste lucruri. Răspunsul la întrebarea asta: de ce sunt necazuri, probleme, lipsuri, crize, conflicte, războaie și tot ceea ce vedem noi, tot răul care este în lume, are o sursă. Întrebarea aceasta are un răspuns. Un răspuns care, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte simplu. E un cuvânt, un cuvânt greu pentru unii, ușor pentru alții și cuvântul acesta este simplu: păcatul. Păcatul a intrat în lume. Dumnezeu l-a creat pe om perfect, a creat o lume perfectă. Dar nu-i putea exista perfecțiune dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit omului, n-ar fi permis omului să aibă libertatea de a decide. Și de aceea Dumnezeu a îngăduit omului libertatea de a accepta lumea creată de Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu, de a se conforma regulilor lui Dumnezeu, pentru că o lume perfectă a lui Dumnezeu înseamnă o lume cu reguli, cu disciplină, cu ascultare de Dumnezeu, cu supunere față de Dumnezeu. Este absurd, este un nonsens. Să faci ce vrei tu, să n-asculți de reguli, să nu existe limite, să nu existe strictețe, dar apoi dorești o lume perfectă. E un nonsens asta. Dar oamenii asta vor. Vor să facă ce vor. Vor să nasculte de Dumnezeu și de altă parte vor o lume perfectă, vor o lume bună. Este absurd. Este absurd dacă mașina ta e făcută să meargă pe benzină și tu pui apă în ea, să pretinzi să meargă și cu 300 de km la oră, dacă se poate. Nu, no, ea are niște reguli. Și dacă nu le respecti, suporți consecințele. Și poți să spui că cine a inventat motorul acela nu a fost destul de deștept ca să facă cum vrei tu, și lista asta poate continua la infinit cu exemple de felul acesta. Însă problema este că Dumnezeu l-a creat pe om liber, liber și să păcătuiască. Da? Dumnezeu nu te va opri, Dumnezeu nu-ți va impune să asculți de El. Dumnezeu ți-a pus în față și a pus lui Adam și a pus Evei, i-a pus raiul la dispoziție i-a dat fericirea în mâini, i-a dat binecuvântare, i-a binecuvântat, dar totodată le-a și permis, le-a dat și, am spune noi, dreptul să aleagă. Dacă vor să asculte de Dumnezeu sau nu. Și ascultarea asta lui Dumnezeu a fost pusă la probă. Ea a constat într-un fruct, într-un pom din care omul nu trebuia să mănânce. Aceasta era o probă ca și un examen, ca și o încercare. Are omul dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu sau are și alte înclinații. Și omul a acceptat să nu asculte de Dumnezeu. Deavolul l-a înșelat, l-a măgit și a spus, nu, dacă n-asculte Dumnezeu, tu vei fi mai fericit, Vei fi mai împlinit, vei fi mai mult decât ești acum, vei cunoaște mai mult și vei avea mai mult și mai mult. Și asta a fost promisiunea și amăgirea diavolului. Dacă vei păcătui, tu vei avea mai mult. Dumnezeu te-a limitat. Limitele astea impuse de Dumnezeu sunt așa ca să te țină și să nu te dezvolți. O, tu ar trebui să-ți lărgești orizontul. Tu vei deveni mai înțelept. Tu vei deveni mai puternic. Tu vei deveni mai bogat. Vei deveni superior. Și iată că n-a fost așa. Și păcatul a intrat în lume. Și odată cu păcat păcatul, când s-a prezentat, când diavolul a prezentat păcatul, nu ți-va spune niciodată ce conține, nu ți-va spune care sunt efectele colaterale. El vine să spună: Păcatul îți va aduce fericire, îți va aduce plăcere. Te vei simți bine, va fi totul bine, vei fi mai fericit, vei fi mai împlinit, vei fi mai bogat, vei, o vei duce mai bine. Însă, păcatul a dus toate efectele colaterale pe care le-am prezentat. A dus moartea. Moartea a intrat în lume. Dar până să vină moartea. A venit boala, a venit durerea, a venit chinul, a venit criza, a venit falimentul, a venit foamea, a venit războiul, neînțelegerea, conflictul, necazurile, lipsurile, problemele și toate se țin lanț. Și acum noi stăm și ne întrebăm, de ce toate astea? Și dăm vina pe Dumnezeu, dăm vina pe părinți, dăm vina pe guvern, dăm vina pe parlamente, dăm vina pe oameni, dăm vina pe biserică, dăm vina pe mulți. Însă răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea de ce se întâmplă atâtea lucruri în lume este simplu, păcatul care a intrat în lume. Și în această zi, aș vrea să vă vorbesc tocmai despre păcat, dar, totodată, aș vrea să vă spun și despre cineva care a venit să ridice păcatul lumii. Slăviți să fie numele Lui. Cineva care a venit să ispășească păcatul, cineva care a venit să ierte păcatul, cineva care a venit să curățească inimile noastre de păcat, este Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Slăviți să fie în numele Lui. Și de aceea noi ne amintim astăzi că suntem la cina Domnului și vrem să vedem. Problematica asta a păcatului. E greu să vorbești de păcat. Destul de, destul de greu. Pentru că păcatul în zilele noastre este privit ca o normalitate. E normal. E normal să păcătuiești. Păcatul a devenit normă de viață. Este acceptat ca normă de viață, ca principiu, ca regulă. Dacă nu păcătuiești, ești ciudat. Ești absurd. Ești fanatic. Ești înapoiat. Deșteaptă-te, ești în mileniul 3. Lumea s-a schimbat. Concepțiile sunt răsturnate. Trăim într-o altă lume. Da, trăim într-o altă lume. Dar noi ca și creștini, noi ca și biserică, trebuie încă o dată și încă o dată să ne punem la inimă cuvântului Dumnezeu și să privim păcatul așa cum îl privește Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. În vremurile în care trăim noi, păcatul este protejat prin lege. Adică avem oameni care apără păcatul, care legiferează păcatul. Păcatul este un drept. Și avem acum păcate care sunt lege peste tot. Avortul este permis, în multe țări prostituția este permisă, eutanasia, drogurile, în curând pedofilie, zoofilie, necrofilie și toate sunt drepturi. Omul are dreptul. Și nimeni nu-i poate interzice și poate nu peste mult timp ni se va interzice să spunem că sunt păcat. Și tot puhoiul păcatului va trece prin parlamente ca să fie legiferat. Iar cei care predică împotriva lor să fie sancționați, că nu sunt toleranți, că nu sunt suficient de deschiși pentru schimbare. Păcatul din zilele noastre este promovat prin artă, prin cultură, prin mass media, filme, muzică, E mai frumoasă ca în biserică, asta stai drept. E mai frumoasă decât cântările noastre. Dar care este mesajul? Care este esența? Că prea ușor înghit tinerii cam toate cântecele și toate melodiile și toate filmele și tot ce se întâmplă și toate știrile. În spatele multora stă diavolul care vrea să transmită un mesaj al păcatului, al senzualității. Păcatul, din păcate, este tolerat și de lideri religioși. Adică cei care ar trebui să se opună, cei care ar trebui să învețe cei rău și cei bine, deja ei s-au transformat în ai diavolului și din păcate, din păcate, mulți predicatori au ajuns avocații diavolului. A, nu-i chiar așa păcat, nu-i chiar așa grav, Lasă se poate, lasă, orică Dumnezeu e bun și iartă și e prea bun ca să ne ducă pe toți în iad, nu contează cum trăiești. Orică nu e chiar așa, trăim într-o altă lume și așa mai departe. Și argumente, dar argumente biblice, pentru că problema nu e când cei de afară, când păgânii au problema lor, concepția lor despre păcat, nu e mare problemă. Problema însă este atunci când creștinii, când cei care ar trebui să apere adevărul, dreptatea, neprihănirea, ei, ei o calcă în picioare și îi predică. Și în vremurile din urmă de asta, vremurile vor fi mai grele. Pentru că cei care ar trebui să predice adevărul vor predica, de fapt, neadevărul. Cei care ar trebui să predice neprihănirea vor predica altceva. Și asta e marea problemă a păcatului din zilele noastre, că este tolerat de lideri religioși că este ignorat de mulțime, pe oameni nu-i mai interesează. Altă dată era rușine. Era o rușine o fată să nască fără să fie măritată. Astăzi e la modă. Nu mai interesează pe nimeni. Era rușine un, un demnitar al statului să, să nu fie căsătorit, să trăiască în concubinaj, să fie divorțat. Astăzi e la modă. Nu mai e nicio problemă în asta. Oamenii nu mai sunt interesați de asta, ignoră problemele astea. Pe noi ne interesează altceva. Păcatul este îmbrățișat de tineri și de copii. Noile generații care se ridică îmbrățișează păcatul. Păcatul este cel mai bun lucru. Așa li se pare lor. Iar cei părinții care le spun că asta e păcat, asta nu-i voie, sunt încuști, sunt înapoiați și așa mai departe. Și asta este marea problemă a păcatului. Dar astăzi aș vrea să privim, să vedem ce este păcatul. Să vedem groapa asta adâncă în care omul a căzut. Păcatul este cea mai mare problemă a omului. Nu există problemă mai mare decât păcatul. Păcatul este cea mai teribilă drama a existenței umane. De ce să se plângă omul, întreba Eremia, că trăiește? Că n-are bani, că n-are mașina la care visează, că n-are salarul care să-i ajungă. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui, pentru că nu există lucru mai groaznic în lumea asta decât păcatul. Păcatul este cea mai urâtă experiență spirituală. Nu te poți simți mai rău decât atunci când ai păcătuit și îți lipsește slava lui Dumnezeu. Când nu te mai poți ruga lui Dumnezeu, când nu mai ai pacea lui Dumnezeu în inimă, când conștiința te apasă, când simți că n-ai libertatea aceea de a sta înaintea lui Dumnezeu, când vrei să fugi și îți dai seama că de fapt n unde să fugi, când vrei să te ascunzi, dar îți dai seama că de Dumnezeu nu te poți ascunde. Păcatul este cea mai aprigă robie. Păcatul este cea mai dureroasă rană. Este cea mai groaznică stare în care poate ajunge cineva. Păcatul este cea mai neagră dușmănie. Dușmănie față de Dumnezeu. Pentru că este o declarație de război a omului împotriva lui Dumnezeu. Asta este păcatul. Păcatul este cel mai sumbru întuneric, oricâtă școală ai face, oricâte cărți ai citi, oricât de -ai emancipat ai crede, păcatul te aduce în cea mai neagră noapte este cea mai sfârșitoare tristețe, păcatul. Este cel mai mizerabil tablou. Dumnezeu își întoarce privirea de la păcate. Dumnezeu, ochii lui sunt așa de curați că nu pot să privească răul. Nu pot să privească păcatul. Este cel mai scârbos lucru, dacă putem spune așa. Păcatul este cea mai incurabilă boală. Păcatul este cel mai usturător eșec. Pentru că, de fapt, asta înseamnă păcat, hamartia, a greșit ținta. Păcatul este cea mai apăsătoare povară pe care o poți purta. Nimic nu-i mai greu decât păcatul. Păcatul este cea mai amară dezamăgire. În primul rând, în inima lui Dumnezeu și apoi în inima ta, că nu ți-a atins ținta poți rata multe lucruri în viață. Dar atunci când ai, ai ratat ținta de a face voia lui Dumnezeu, de a împlini planul lui Dumnezeu, este cea mai amară dezamăgire. Păcatul este cea mai perfidă o travă. Pare că e dulce, pare că e bun, pare că ți aduce plăcere, dar de fapt te omoară. Intră încet, încet și te paralizează. Păcatul este cea mai gravă amenințare. Oamenii sunt disperați și oamenii trăiesc cu coșmarul acesta, că se va întâmpla ceva rău. Ascultă-mă bine, nici dacă începe al treilea război mondial, nici dacă începe războiul atomic, nici dacă ar fi un cutremur și nici dacă ar fi orice altă amenințare. Nimic nu e așa de amenințător ca păcatul. Nu te teme din, de ce se va întâmpla în lumea asta. Temete însă de un lucru, să păcătuiești. Pentru că, de fapt, păcatul le aduce pe toate. Temete să ții păcatul în viața ta, în inima ta. Pentru că nu-i nicio problemă. Și dacă vine un cutremur și mor, nu-i nicio problemă. Dacă ești mântuit și ești în păcat cu Dumnezeu, merge în veșnicie și nu-i absolut nicio problemă. Și nimic nu poate fi o amenințare. Eu o amenințat pe apostoli. Și la a spus, vă omorâm, vă batem, faceți ce vreți. Noi de un singur lucru ne temem. Să nu cumva să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Teama noastră e ca nu cumva noi să ne ascultăm de Dumnezeu. Noi de asta ne temem. Nu cumva să păcătuiți, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Păcatul este cel mai departe loc față de Dumnezeu. Omul când păcătuiește vrea să fugă de Dumnezeu, vrea să se ascundă. Și păcatul duce în cel mai îndepărtat loc. Departe de fața Domnului. Dar de fapt îți dai seama că acel loc nu există. Unde mă voi duce departe de fața ta? Unde mă voi ascunde? Întreba David. Și începea să-i numere. Nu există loc. Și totuși păcatul e un loc departe de Dumnezeu. Păcatul este cel mai infidel prieten. La început îți promite, te ajută, te ridică, te satisface, te împlinește. Și apoi îți dai seama că imediat ce ai păcătuit, te-a trădat, te-a înșelat, te-a dezamăgit. Păcatul este cel mai cumplit chin în care poate ajunge cineva. Chinul de a trăi o viață fără Dumnezeu este cel mai profund necaz în care poate ajunge cineva este cea mai adâncă prăpastie. Este cel mai temut faliment. Adică să rămâi fără nimic. Poți să pierzi orice. Dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Dacă l-ai încă pe Dumnezeu în inimă, n-ai pierdut nimic. Chiar dacă ai pierde totul. Dar nu uita, chiar dacă ai toate lucrurile, dacă ai câștigat toată lumea, dacă ți-ai pierdut sufletul, adică dacă ai păcătuit și rămâi în păcatul tău fără să te pocăiești, păcatul este cel mai temut faliment. Este cea mai întunecată noapte. Păcatul este cea mai nebunească în josire. Nimic nu te umilește mai mult, nu te înjosește mai mult, nu te duce mai jos decât păcatul. Este cea mai amarnică nefericire, păcatul. Este cea mai hidoasă imagine pe care poți să ai în ochi, pentru că diavolul ți-o va aduce mereu și ceva de care ai vrea să nu-ți mai amintești. Ți-ai fi dorit să nu fi existat vreodată. Ți-ai fi dorit să nu te fi născut vreodată. Ca și Iuda, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut niciodată decât să fi făcut păcatul acela. Păcatul este cea mai imensă datorie. Poți avea multe datorii. Poate de unde scap, poate de unde nu scap niciodată. Dar fi sigur că de datoria păcatului n-ai putea scăpa niciodată cu efortul tău propriu. Păcatul este focul cel mai ucigător. Nimic nu poate arde mai mult decât păcatul. E un foc care te mistuie, te cuprinde. Și a venit cineva care vrea să stingă acest foc. Păcatul este cea mai cruntă realitate a vieții noastre, a existenței noastre. Este cea mai mare catastrofă care s-ar putea întâmpla nu e nici al treilea război mondial, nu e nici vreo bombă atomică. Păcatul este cea mai mare catastrofă, este cel mai ucigător venin, este cel mai distrugător pericol. Păcatul este cel mai străin tovarăș și se pare că e cu tine, dar de fapt tu nu-l cunoști și nu știi aproape nimic despre el. Păcatul este cea mai usturătoare pagubă, este cea mai dură închisoare. Să fii rob al păcatului. Să fii înlănțuit de puterea păcatului. Să vrei să scapi și să-ți dai seama că nu poți. Și cu cât încerci să scapi, cu atât îți provoci mai multe răni. Cu atât că tu și se strâng mai tare. Și cu cât vrei să ieși din păcat, cu atât îți dai seama că păcatul acela te ține mai captiv. Și mai legat. Păcatul este tragedia tragediilor. Nu este nimic mai groaznic, mai grozav decât păcatul. Nu știu dacă există suficiente cuvinte care să descrie în mod complet păcatul. Așa cum este el, așa cum îl vede Dumnezeu, așa cum ne-l arată Biblia. Numai că problema este că noi nu cunoaștem prea mult. Nu vrem să cunoaștem mai mult. Nu vrem să privim în noi să vedem păcatul. Pentru că păcatul, mai întâi de toate, trebuie să-l conștientizăm, să fii conștient că există, că este o problemă. Să te uiți în lăuntrul tău, spunea Dumnezeu, la un moment dat în vechime în Israel, nu-i niciunul care să se coboare în el însuși. Pentru că, da, noi privim păcatul, vedem foarte bine păcatul la alții. La alții nu știu cum îl vedem foarte bine. Față de alții suntem foarte exigenți. Soțul știe că soția trebuie să fie și are pretenții foarte mari cum să fie ea. Soția vede și ea foarte bine cum ar trebui să fie soțul și știe foarte bine ce ar trebui să facă el și cum ar trebui să fie și cum ar trebui să se comporte. Părinții știu foarte bine cum trebuie să fie copiii și copiii știu foarte bine cum ar trebui să fie părinții. Biserica știe foarte bine cum ar trebui să fie pastorul. știe foarte bine cum ar trebui să fie predicatorul sau cântărețul, știm foarte bine cum ar, cum ar trebui să fie alții. Observați, și cel mai păgân om, și cel mai nepocăit, el știe cum ar trebui să fie un pocăit. Colmei că nu vrea el să fie. Și asta este marea problemă. Pentru că noi știm cu privire la alții, dar nu prea știm cu privire la noi. Și nu conștientizăm păcatul din viața noastră, din inima noastră. De aceea, Dumnezeu ne cheamă să conștientizăm păcatul, să realizăm că suntem păcătoși, că păcatul este lipit de noi, că păcatul este în viața noastră. Și apoi păcatul acela trebuie să-l mărturisim. Și asta include recunoaștere. Recunosc că sunt păcătos. Recunosc că sunt greșit. Recunosc că am păcate. Recunosc că am slăbiciuni. Trebuie să-l mărturisesc. Și apoi păcatul trebuie să-l abandonăm. Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare, capătă propasire. Nu e suficient că ai recunoscut, că ai conștientizat păcatul, că l-ai mărturisit. Trebuie să-l abandonezi. Trebuie să iei niște decizii drastice. Nu doar să vii, să spui, te mărturisești, Doamne, iartă-mă, faci rugăciunea de mărturisire, faci mărturisire, dar apoi de săptămâna viitoare. Continui. Este o amăgire. Este o amăgire. Vei fi iertat numai în măsura în care ești decis să abandonezi păcatul. Ești decis ca tot ce rău, tot ceea ce consideri și ești conștient că produce rău, că este păcat înaintea lui Dumnezeu să încerci să scoți afară. Asta înseamnă pocăință. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Păcatul trebuie să-l condamnăm. Nu-i suficient doar că noi realizăm, conștientizăm păcatul, mărturisim, îl abandonăm. E lucru poate cel mai greu și n-ar trebui doar predicatorii să facă asta. Orice om, orice copil, ar trebui să condamne păcatul. Adică să-i spui colegului tău, nu-i voie, nu e suficient că eu nu înjur, dau un exemplu, să vorbesc vulgar, să vorbesc urât, mai ales pe Dumnezeu. Dar dacă sunt lângă cineva care face lucrul acesta, eu ar trebui să-l condamn. Nu să-l judec, să spun celui de-al treilea, să-i spun lui, nu ți este îngăduit să faci asta faci un mare păcat înainte lui Dumnezeu. Și acest lucru poate continua. Pentru că biserica trebuie să fie un stâlp al moralității. Și a trebuie să fie un stâlp al moralității prin faptul că ea crede adevărul, îl acceptă, îl trăiește, dar apoi și îl proclamă. Îl proclamă, noi trebuie să spunem, așa cu Ioan Botezătorul a spus clar lui Rod, deși l-a costat viața, nu ți este îngăduit. Nu ai voie. Trăiești în alte vremuri, e problema ta. Scriptura asta spune. Și nu-mi pasă de ce zic alții. Și nu-mi pasă ce spun alții, ce fac alții. Noi suntem chemați să condamnăm păcatul. Așa spune Scriptura. Noi nu numai că nu facem aceste lucruri, ci spunea, ci mai degrabă, o sândicile. Asta înseamnă condamnațiile. Nu înseamnă să mă cert. Nu o să o facem cu furca, cu topoarele sfințirea și neprihănirea. Nu asta. Nu o să ardem pe nimeni pe rug. Dar ce avem de spus, noi trebuie să spunem. Ce-i bine și ce-i rău. Adică să spunem răului că e rău, să spunem păcatului că e păcat. Că apoi alții fac. Sau nu. Alții ascultă. Sau nu. E problema lor. E decizia lor. Noi trebuie să proclamăm adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să vedem acum câteva imagini, dacă vreți, ale păcatului, simbolistica păcatului. Dumnezeu a vrut să ne arate nouă oamenilor ce înseamnă păcatul, din perspectiva lui Dumnezeu. Câteva imagini care ne ajută mai bine, mai clar să înțelegem ce este păcatul. Și în ziua aceasta voi folosi patru imagini. Și prima din imagini este păcatul ca o datorie. E greu să fii dator. Știi ce înseamnă? Să ai datorie, să n de unde, să te gândești când, cum voi ieși, cum voi ieși din asta, cum voi scăpa din asta. Păcatul este ca o datorie. Domnul Iisus a folosit multe pilde, dar eu folosesc doar o pildă din Luca, din capitolul 7, versetul 41. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar altul cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, se adresa lui Simon, care din ei îl va iubi mai mult? Și Simon stat, a stat, s-a gândit și a spus, ca acela căruia i-a iertat mai mult. Și Isus a zis, drept ai judecat. Dar acum Isus rea problema, pentru că el a plecat de la o parabolă, adică de la o imagine, și prin asemănare spune acum, vorbim de iertarea păcatului, pentru că era vorba de o femeie păcătoasă, o curvă, care a avut îndrăzneala să vină acolo în prezența lui Isus să intre în casa unui fariseu, un om care nici nu dădea mâna cu asemenea femei, nici nu stătea la masă cu ea și iată că femeia asta cumva s-a strecurat pe lângă Isus, pe lângă ucenici, chiar acolo la masă, spăla picioarele lui Isus cu lacrimile ei și ștergea picioarele cu părul capului ei. Plângea acolo și plângea păcatele. Și Simon, fariseul, se gândea, dacă ar fi omul acesta proroc, ar ști el cine și ce fel de femeie este aceasta. Dar asta e și îl judeca pe Isus. Și Isus atunci a spus, piel de asta. Și fiindcă ei se precepeau bine, că la evrei cel mai bine e când le vorbești despre bani, ca și la Pentecostal de fapt, când le vorbești de bani, înțeleg cel mai bine. Și de asta Dumnezeu ca să-ți spună cam cei i păcatul, e cam asta. Dacă tot vă pricepeți bine la bani, la socoteli și voi știți foarte bine, o să vă dau pildă asta. 500 de lei. Salariul, un leu pe zi. Deci gândiți-vă 500 de zile de muncă. Calculați voi câte zile lucrați la lună, cam câți ani v-ar trebui și să nu mâncați nimic, să nu... atât doar să respirați. Cam câți ani ar trebui să lucrați ca să vă dați datoria asta? Și a dat seama acest om că nu mai poate face nimic. Și atunci Domnul îi spune, aici nu-i vorba de bani. Banul este doar o imagine. Datoria este doar o imagine. Dar acum îți spun altceva, Simon. De aceea îți spun, păcatele, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Că ai iubit mult, dar cu se iartă puțin, iubește puțin. Păcatul este ca o datorie. Vrei să o plătești, dar realizezi când îți faci conturile, când îți faci socotirile, că nu poți. Ori că ai 50, ori că ai 500, nu contează câte ai. Vreau să te asigur de acest adevăr, tu nu poți să plătești datoria. Noi avem rugăciunea tatăl nostru, pe care o cunosc și copiii, expresia aceasta și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și cei care aveți Biblia, traducerea Cornelescu, veți găsi acolo în Matei, capitolul 6, versetul 12, veți găsi în subsolul paginii o altă traducere, pentru că de fapt aceea este originalul, dar Cornelescu a vrut să fie consecvent cu rugăciunea din Luca și atunci a spus hai să le punem pe două, dar Hai să o punem și pe asta în subsol, ca să nu fiu acuzat de altceva, pentru că și în alte limbi este aceeași expresie. Și în subsolul paginii găsiți cam așa ceva. Lasă-ne datoriile noastre, precum și noi le-am lăsat pe ale datornicilor noștri. Pentru că, de fapt, păcat egal datorie. Asta este păcatul. Adică, cineva trebuie să plătească? Cine să plătească? Și iată ce spune Psalmul 49. Avem, pentru că datoria trebuie plătită. Cineva trebuie să plătească prețul. Pentru sufletul tău trebuie plătit prețul. Răscumpărare înseamnă a cumpăra din nou. Adică dacă eu am avut, să zicem, o casă. Dacă, să zicem, părinții au vândut casa, dau un exemplu. Și eu spun, e totuși casa, vreau să o cumpăr eu. Înseamnă răscumpărare. Răscumpărare te duce cu gândul că cumperi ceva ce a fost cândva al tău. Când cumperi ei ceva care n-ai avut niciodată și când răscumperi înseamnă cumperi din nou, ca să-ți aparțină din nou. Asta ne spune că noi am aparținut lui Dumnezeu. Noi am fost al lui Dumnezeu. Dar păcatul ne-a străinat, prin păcat noi ne-am vândut. Tu asta trebuie să știi legat de sufletul tău, oricare ar fi păcatul din viața ta. A spus odată un proroc, i-a spus unui împărat, te-ai vândut. Că în momentul în care păcătuiești, ți-ai vândut sufletul, în momentul în care Iuda l-a vândut pe Domnul Isus, nu l-a vândut pe Domnul și a vândut sufletul lui pentru 30 de arginți. sau și-a vândut sufletul lui pentru o ciorbă de linte. Când păcătuiești, îți vin sufletul, ți-l dai diavolului, pentru că te dai, devii robul lui, sclavul lui. Dar vom ajunge și acolo, Cum mergem la răscumpărare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Nici Sfânta Maria să mă răscumpere pe mine, nici Sfânta Paraschive, nici Padre Pius, nici cine vreți voi, nu mă poate răscumpăra pe mine. Și nici pe tine. Nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici dacă facem coletă. Și nici să-i dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării, nici eu pentru mine să dau. Oricâți bani aș da eu n-aș putea să plătesc măcar pentru un păcat prețul. Răscumpărarea lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Adică cu efortul tău, cu banii tăi, cu lumânările tale. Nu poți să răscumperi sufletul tău. Înșelătoria mare a Bisericii Catolice a fost tocmai asta. Și dacă Luther s-a ridicat împotriva ceva a fost în primul rând asupra indulgențelor papale asupra faptului că se cumpăra cu banul mântuirea și iertarea de păcate și veneau trimis și papei prin sate și făceau tot felul de scenete cu iadul și cam așa sunt chinuiți oamenii cu furca, cu toporul, cu focul cu cazanul. Cu cleștele. Și așa sunt chinuiți părinții voștri, bunicii voștri. Și a rămas atunci o vorbă, pentru că banii erau doar de metal. În momentul în care banul acela de metal ajunge în cutia aceea bine sigilată a Papei, când sunetul acela se aude în cutie, Sufletul este eliberat din Purgatoriu, devine liber. Și cu minciuna asta au construit Vaticanul cu minciuna asta au ajuns să dețină cele mai mari bogății ale lumii și o treime din bogățiile lor. Cu minciuna că pot cumpăra mântuirea, iertarea păcatelor, că poate cineva să plătească prețul și nici ortodox nu sunt mai prejos. Cu lumânări, cu pomeni, înconjori biserica, face atâtea rugăciuni, și vreau să spun un lucru foarte clar. Oricine și orice ți cere este un șarlatan și un mincinos. Numai Domnul Isus Hristos a plătit prețul răscumpărării. Nimeni niciodată n-ar fi fost capabil să plătească acel preț. N-ar fi avut de unde și cum să plătească prețul răscumpărării. Prin eforturile tale, răscumpărarea nu s-ar fi făcut niciodată. Niciodată. Pentru că sufletul tău nu poate fi cumpărat cu bani. Și atât ce spune Petru. Că știți, cu, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Ci cu sângele scump, a lui Hristos mielul fără cusur și fără prihan. Și noi astăzi avem aici paharul acesta, rodul viței, care simbolizează sângele mielului. Să ne amintim că acesta a fost prețul. Și că nu biserica iartă păcatele, și nu preoții iartă păcatele, și nimeni, și nimic, și nimeni altul nu este mântuire, fiindcă n-a fost dat oamenilor un alt nume sub soare prin care să fie mântuiți, decât acela care a fost dat, Isus Hristos. De aceea noi ne rugăm Lui, El să ne ierte păcatele, El a plătit prețul. Nimeni altcineva, nici Maria și nici Paraschiva și nici un papă și nici un predicator și nici un păstor și nimeni n-a murit pentru noi, nici Pavel n-a murit pentru noi. Și el a spus asta, eu nu am murit pentru voi, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi toți. Prețul l-a plătit El. Dacă cineva vine să -ți ceară ceva pentru mântuire, pentru iertarea păcatului, este un mincinos. Este un hoț și un tălhar, este un șarlatan. Pentru mântuirea ta s-a plătit un preț, cel mai scump preț. Jertfa Domnului Isus Hristos, sângele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele lui. Și la astăzi trebuie să ne amintim, să pomenim acest lucru și trebuie să spunem foarte clar acest adevăr. Mântuirea nu se primește altfel decât prin credință, adică să crezi acest adevăr. Să crezi că el a murit. Dar ce credințe aceea în care eu spun, da, Domnul a mântuit, Domnul a iertat, dar dar mai aprinde o sută de lumânări, dar mai încolojoară de șapte ori că dar mai urcă pe genunchi nu știu câte trepte. ca asta a făcut Luther. Așa i s-a spus. Te duci acolo, te duci la Roma, sunt acolo câteva sute de trepte, le urci, și când ai ajuns în capăt, povara păcatelor coboară pe trepte. Și-a dat seama că e mai păcătos și simte povara mai tare. Și orice face, faptele tale bune și oricâte fapte bune, noi facem fapte bune, noi îndemnăm la dragoste și la fapte bune, dar trebuie să subliniem clar acest adevăr. Faptele bune nu sunt pentru mântuirea mea. Nu sunt pentru mântuirea ta. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți. Și o mare diferență. E o mare diferență. Eu fac fapte bune. Eu îl slujesc pe Dumnezeu, mă tem de Dumnezeu, fac tot ceea ce trebuie, vin la biserică. Nu! Ca să mi se ierte păcatele. Nu pentru că prin asta eu câștig ceva de la Dumnezeu. Prețul răscumpărării, prețul mântuirii l-a plătit Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie în numele Lui. A doua imagine, păcatul ca o necurăție. Nimănui nu-i place să trăiască în murdărie, în mizerie, în necurăție. Evreilor li s-a spus de la început: Era legea aceea să o numim socială. Cum să înțeleagă omul acela ce este păcatul? Și atunci, Dumnezeu a spus, Israele, fiecare acasă să aibă o lopată. Să-și îngroape necurățiile. Că vrei sau nu vrei, te murdărești. Trăind în lumea asta te murdărești. Fie din afară, agenți extern, fie că e praf, mizeria care este în afara ta, fie că, de fapt, necurăția este în tine. Și vezi, din pielea ta ies apoi acele pete, acele necurății. Și atunci Dumnezeu a spus lui Israel, păcatul este ca o necurăție de care Trebuie să scap și asta vrea să ne spună ceva. Uitați Leviticul ce spunea, astfel să facă ispășire pentru Sfântul și pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Ca să facă pe acest popor să înțeleagă ce înseamnă păcatul. Și așa cum ție nu ți-ar place... Să stea lângă tine unul care miroase, care nu s-a spălat de trei luni de zile, Miroase. A transpirația, tot ce vrei tu, că nu mai știi. Acum, când ceva nu-ți place la vedere, închizi ochii, te uiți în altă parte, scapi. Ei, dar cu nasul n-ai cum, că respiri. -ai, nu mai ai cum să închizi nasul, n-ai cum. Și atunci am spus, îți place? Dacă ai sta așa, în necurăție, cineva să nu se spele. Cam asta este păcatul. Știți care e tragedia? Că cine miroase lui nu-i miroase. Pentru el e ok. El se găsește bine. Ce au ăștia cu mine? De cine vorbește? Oh, de tine poate vorbește. Dar că tu nu-ți dai seama. A fost foarte ciudat, am stat de vorbă cu niște indieni și le-am spus, așa, discutând clar cu ei, ei mănâncă prăjel, ceapă și au mirosul lor specific. Și am întrebat, dar voi, Păi da, lumea mine și a zis, voi sunteți ciudați, voi aveți un miros așa. O fi. Fiecare cu mirosul lui. Fiecare nu-ți vedea lui. Când se miroase zice că e ok. Fiecare cu ce e obișnuit. Pentru ei, noi suntem ciudați. Noi avem un miros. Ei nu ne suportă pe noi. Ar trebui să fim mai acidulați. Păcatul este o necurăție. Și necurăția are nevoie de o spălare, de un detergent, dacă vreți, de o curățire. Și atât ce spune David, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Și am citit aici și după lege aproape totul este curățat cu? Cu sânge. În Vechiul Testament pentru evrei totul era curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și de aceea Domnul Iisus a murit și vrea să ne aducă imaginea asta a Vechiului Testament, să ne aducă, să ne spună, da, toate au fost niște ritualuri, dar acum eu le-am împlinit, au fost o realitate și am venit să aduc iertare. Și ne spune cartea Apocalipsei despre mulțimea aceea, gloata aceea dintre neamuri, în care sperăm să fim și noi acolo, vrem să fim și noi acolo. De unde vin aceștia? Ei vin din cazul cel mare. Adică din lucrurile acelea pe care le-am enumerat eu, probleme, necazuri, lipsuri, conflicte, războaie, incidente, cataclisme, ei vin din toate problemele acestea. Dar, chiar dacă au trăit într-un timp foarte greu, chiar dacă au trăit în zilele din urmă, chiar dacă diavolul acționa cu o forță uriașă asupra omenirii, ca să înseamnă de fapt necazul cel mare, înseamnă mai mult faptul că a spus Dumnezeu, o întristează te pământ pentru că vine la tine diavolul cu toată furia și un necaz cum n-a mai fost niciodată. Asta e necazul cel mare, când diavolul acționează cu toată furia, nu că intrăm în criză din nou, ci că diavolul are tot mai mare putere asupra oamenilor, pentru că oamenii dau putere, se vând diavolului. Dar ei, chiar dacă au trăit în vremea aceea, și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, pentru că nu este niciun alt detergent care să spele petele inimii, petele conștiinței. Nimeni și nimic nu poate spăla păcatele tale, să curățească păcatele tale decât sângele Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. A treia imagine este păcatul ca o boală. Păcatul ca o boală, ca o neputință. Spunea David în psalmul 38, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Sunt ca o povară, spune el, pe care nu mai pot purta. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Adică în urma păcatului meu. Îmi mărturisesc fără de legea. Mă doare de păcatul meu. Folosește Dumnezeu imaginea asta. Nu-i place nimănui să fie bolnav, dar când vine boala, când vine durerea. Așa este păcatul. Nu vezi, nu-ți dai seama, nu realizezi, dar păcatul vine și provoacă dureri. Și în cele din urmă păcatul aduce moartea. Și asta este păcatul. Ca o boală, care are nevoie de vindecare, are nevoie de salvare. Și astăzi la cina Domnului ne mai amintim încă o dată acel frumos verset din Isaia. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Eu vreau și vă încurajez să aveți credință că Dumnezeu vă vindecă trupul și vă vindecă bolile trupului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar vreau să vă spun că acest pasaj se referă în primul rând și în primul rând nu la bolile trupului, ci la cealaltă boală a păcatului, la imaginea păcatului ca o boală să te vindece Domnul. Dacă ai vorbit de rău, dacă ai făcut ceea ce nu trebuie, să te vindece Domnul. Adică să nu mai faci, să nu mai păcătuiești. Asta este vindecarea și spunea Dumnezeu în vechim, dacă poporul peste care este chemat numele meu, dacă se va întoarce, dacă se va smeri, dacă se va ruga, atunci voi veni la el, îl voi binecuvânta și voi tămădui țara. Și această tămăduire, această vindecare care se încolgească e în primul rând o vindecare spirituală, o vindecare a sufletului. A trăi după voia lui Dumnezeu, a sluji pe Dumnezeu, a trăi neprihănirea, a urma pocăința, asta înseamnă vindecare. Și prin rănile lui suntem tămăduiți, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să moară, să ne mântuiască, să ne izbăvească, să ne salveze, dar mai mult decât vindecarea trupului, El vrea vindecarea sufletului. Dumnezeu să ne vindece. Păcatul ca o robie. Păcatul este o robie. Știm, în adevăr, spunea Pavel în roman, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândut, rob păcatului. Cea mai dură închisoare, cea mai aprigă robie. Ești rob? Și continua Pavel spunea, fac ce nu vreau fac ce urăsc. Am dorința să fac binele, îmi propun să fac binele și mă trezesc făcând ce nu vreau. Și găsesc în mine, în mădularele mele, văd o luptă care se dă. Pe de-o parte, după omul din lăuntru, îmi place voia lui Dumnezeu, dar în omul din afară îmi dau seama că e altceva și văd lupta asta. Și îmi dau seama că sunt rob. Și îmi dau seama că religia, că a fost ea mozaică, și orice a fost ea, și ritualurile care au fost, și jertfele care au fost, și tot ce a fost acolo, dar mi-au amintit, mi-au spus, cum spunea Pavel, legea doar mi-a dus în față păcatul și mi-a spus exact ca un medic care spune, da, eu am aparatură foarte bună, eu îți dau diagnosticul foarte bine, foarte corect eu spun da, ai cancer, eu spun da și spun exact câte celule ai, eu pot să spun câte zile mai de trăit, eu pot să-ți dau diagnosticul foarte bun, bun, dar dăm tratamentul. Nu pot, nu-l am. Cam asta a fost legea lui Moise, cam asta a fost Vechiul Testament. Adică Vechiul Testament ți-a pus în față problema. Ți-a spus asta este problema ta omului. Îți mai dau ceva leacuri, mai aduc ceva jertfe, mai fă așa rugăciuni, mai așa, dar nu aveau leacul, nu aveau soluția. Și atunci, singurul care avea soluția, singurul care a venit să împlinească, singurul care a venit să vindece, singurul care a venit să elibereze, singurul care a venit să izbăvească, să salveze, să mântuiască, a fost Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie El. Și de aceea Pavel spunea, astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus, avem intrare liberă, pentru că eram robe altădată, acum intrare slobodă, liberă, avem libertatea. Să intrăm în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care a deschis-o el prin perdeau dinăuntru, adică trupul său, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Păcatul ca o datorie ne spune ceva de neputința omului. Nu poți niciodată să plătești prețul răscumpărării. Arată cât de neputincios este omul. Păcatul ca o necurăție ne arată nevrednicia omului. Oricât te -ai crede tu de curat, nu ești. Am mai dat exemplul acesta, vă dau și acum. Mi-am mi-a rămas în imagine. Eram la școală și profesorii făceau bine atunci se mai uitau la mâini dacă sunt curate, la gulere. Și era un băiat care nu avea mâinile curate. Și era acolo o colegă, o fată foarte arătoasă, foarte ea, mereu era. Și a început să râdă. Profesoara s-a uitat la ea și a zis, crezi că tu ești mai curată? Și a zis, da, sigur, eu m-am spălat, mă spăl, eu mă... Și a stat o în mâna încoace. Și a luat mâna a pus-o pe catedră, imaginați-vă o foaie albă și a pus mâna așa pe margine și a spus adu mâna ta, te rog, și a, a, a apăsat cu mâna și a tras o o dată așa pe aici. Și a spus de unde e toată murdăria asta? M-a spălat azi dimineața, da. Tu nu știi că celulele moarte ies apoi prin piele și oricât te-ai te crede tu de curat și oricât te-ai spălat în tine este un proces numit moarte, adică celulele tale mor de când stăm noi aici, au murit miliarde de celule, care trebuie să fie eliminate cumva și sunt eliminate prin, prin mai multe, prin, printre care și pielea ta. Și vrei sau nu vrei, celulele cele sunt necurăție, murdărie. Și vrei sau nu vrei tu, chiar dacă tu ai stat într-un mediu steril, chiar dacă tu n-ai pus mâna, nu te-ai murdărit, n-ai pus până pe nu știu ce, tu ești curat, și se pare ție. Oricât te ai crede de curat, nu e fi niciodată suficient de curat. Faptul că nu faci nimic, chiar și faptul că nu faci n-am atins nimic, n-a fost nicăieri. Nu contează. Și necurăția îți spune, de fapt, păcatul ca o necurăție, spune că omul este nevrednic, necurat, oricât ai vrea tu. Păcatul ca o boală ne spune nevoia omului, ai nevoie de vindecare, nu poți trăi altfel. Ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de doctor, ai nevoie de tratament, ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de pocăință. Păcatul care robie, spune de necazul omului, chinul în care a ajuns el, lupta, frământarea lui, stresul acela, vreau să fac, dar nu pot. Sunt rob. Doamne, scapă-mă! Doamne, eliberează-mă Tu! Și Dumnezeu astăzi te poate elibera, Dumnezeu astăzi te poate salva, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea vrem astăzi înaintea Domnului să mulțumim Domnului pentru că El a venit ca să ne mântuiască de păcate. Și dacă am vorbit de păcat, am vorbit ca să arăt cum a spus Dumnezeu în vechime, uitați-vă în gaură gropii din care ați fost scoși. Priviți acolo. Să vă amintiți de unde te-a scos Dumnezeu pe tine. Și n-am putea niciodată să înțelegem păcatul acum doar așa câteva lucruri. Dar iadul, cu toate consecințele și cu toată veșnicia lui. Abia acela înseamnă în totalitate, în mod complet, ce înseamnă grozăvia păcatului. Și de aceea noi trebuie să fugim de păcat. De aceea noi trebuie să mărturisim păcatul. De aceea noi trebuie să condamnăm, să spunem și altora, nu e bine păcatul. Este cea mai mare urăciune, este cel mai mare dezastru din viața omului. Și Dumnezeu vrea să ne pocăim. Pocăința asta înseamnă. Pocăința înseamnă să conștientizezi păcatul, să mărturisești păcatul, să abandonezi păcatul, să condam păcatul. Asta înseamnă pocăință. Este o atitudine față de păcatul tău. Îl tolerezi, îl accepti sau îl ignori sau nu-ți pasă de păcatul tău. Pocăința înseamnă să te doară, să-ți pese de păcatul tău. Înseamnă să-l conștientizezi, înseamnă să iei decizii, să iei atitudini, să spui, Doamne, mă întorc la tine, vreau să te slujesc pe tine. Și nu contează că ai fost botezat sau nu. Nu uita un lucru. Că viața de păcăință se trăiește în fiecare zi cu Dumnezeu. Și noi trebuie să fugim de păcat. Trebuie să fugim de stricăciunea lumii care este în lume, prin pofte. Și trebuie în fiecare zi, noi ne luptăm cu păcatul. Mai spunea Pavel Evreilor, voi nu v-ați luptat, nu v-ați împotrivit până la sânge. Adică n-ați făcut totul. El s-a împotrivit până la sânge. A vărsat sângele, a murit, dar a spus, nu păcătuiesc. Mor, merg pe cruce, dar nu îndrăznesc să-L sfidez pe Dumnezeu, să nu ascult de Dumnezeu, să spun că așa vreau eu. Da, îi spun, aș vrea altfel, dar la urmă spun, facă-se, nu voia mea, ce voia ta. Asta înseamnă ascultare, pentru că păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu. Și nu contează dacă e lucru mic sau mare. Păcatul aduce moartea. Și Dumnezeu a venit ca noi să nu murim, ci ca să trăim o veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.